Frați sfinți, doresc din tot sufletul ca harul lui Dumnezeu să atindă inimile noastre ale tuturor. Amin. Ocupați locul. Cuvântul Domnului din seara aceasta ne-a îndemnat până astăzi, până acum, adică, la a-L lăuda pe Dumnezeu. Și aceasta este o minunăție. A-L lăuda, a-L binecuvânta, a-L preamări și a ne sili ca prin viețile noastre Dumnezeu să fie cunoscut între oamenii cu care noi avem a face, uitându-se la noi, la viețile noastre, ei să-L cunoască pe Iisus. Domnul să ne ajute la aceasta. Ce minunăție ne povestește psalmul citit de prima dată aici de către preubitul frate. Lăudați pe Domnul, un semn de strigare, de atenționare. De ce oare? Tocmai pentru faptul că oamenii nu laudă pe Domnul. Atâți oameni sunt în lumea asta, dar nu laudă pe Domnul. Și atâți numiți pocăiți nu laudă pe Domnul. Am fost în case cu frați și când am vrut să cânt o cântare, imediat și-au găsit alt lucru. Și eu rămas să cânt cum cânt eu. Singurel și de unul singur și mai în tăcere să nu deranjez. Pentru unii oameni chiar pocăiți e o greutate să laude pe Domnul. E o mai mare greutate să citească Scripturile. Și apoi e o greutate să-și plece genunchii la rugăciune. Și toate acestea, ce înseamnă oare? De unde am început și unde am ajuns? Cum era la început? Dacă cânta o cântare, un frate, o soră, nu scrie nimeni, nu aveau caiete, rar aveau și creioane să scrie. Când au apărut un fel de pixuri din sticlă, Doamne, ce bucurie că le găseai și aveai să scrii ceva. Dar nu aveai bani oamenii să-și cumpere caiete sau ce știu eu ce. Și primul caiet al meu de cântări, am cumpărat mai multe caiete cu linii de la prăvălie pentru clasele primare. Și apoi le-am cusut eu cu sula cu care reparai o pinca sau mă rog, și cu ațe și așa, și acolo am scris ce știu câte sute de cântări, cu mâna. Astăzi îs computere, îs tot ce vrei la îndemână. Mai mult, iei pe telefon și poți să te cânți. Mirare, că nici așa nu fac oamenii, nici așa nu cântă. Alții pun la mașină
CD-ul ce au ei, pun acolo. Și cântă cântarea un an de zile. Și dacă l-ai întreba, și l-ai pune să cânte cântarea aceea, nu știe. Aude în toată ziua, dar nu învață niciodată. Cum eram atunci, măi? Mi-aduc aminte de un frate, Mateus Vasile, cânta tare frumos. O mai în vârstă el. A fost în părțile Oradei și a venit de acolo cu o cântare. Pentru ce te spați în patim și în păcat? O știe cineva aici? Nu știți. Tare frumoasă. Dar el cânta cu vocea lui așa de frumos și plânge. Și la gata bisericii programului, frate, a zis să mai cânte odată. Și după aia, a doua zi, era vară, unii aveau pământuri în prinături, alții pe dealul lui Hering, care erau așa față în față, două dealuri cu vale adânc așa pe între ele. Și a început unul de pe un deal și altul de pe alt deal. Și ce nu știe ăsta, îi dădea minte la ăla. Dar până seara, dealurile astea, pocăiți, nepocăiți, toți cânta cântarea. Dar nu a avut-o nimeni scrisă. Înregistrau oamenii în mintea lor. Dacă era o prorocie în biserică, atunci, a doua zi, pe câmp, pe unde erai, vorbea numai de prorocia aceea. Măi, cum a fost, mă, ce-o zis Duhul Sfânt, mă, ce-o zis Domnul, mă, mă, asta așa, mă, aia așa. Dar astăzi, ce se întâmplă cu noi? Avem o îndemnare mare de a lăuda pe Domnul. Și trebuie să ne echipăm, să ne schimbăm din felul și forma în care suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu în care cântarea de laudă să nu lipsească din gurile noastre nici ziua și nici noaptea, că Domnul-i bun și bunătatea Lui ține cât vecia, dar are momente de asprime și în momentele de asprime foc și atunci ai bai. Deci până nu te ajunge în cazul, îndreaptă-te, frate, soră, până nu vin anii ăia când nu-ți va mai veni nici poftă de mâncare, nici de alergare. Îndreaptă-te azi, până poți, până nu ți se duc puterile, slujește cu ele lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Eu m-am bucurat de salmul ăsta. Și auziți ce zice el? Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L robi ai Domnului. Dragii mei, numele Domnului, care-i? Care-i numele Domnului? Martorii lui Iehova spun că Dumnezeu Tatăl are nume Iehova. Dar asta e foarte eronat. Iehova însemnează Iosua sau Iisus. Puteți să citiți și pe, cum îi zice, Wikipedia sau cum. Am pus o dată acolo să vedem și eu
și am căutat. Și apoi dă una, dă alta, dă alta, dar la urmă conclude acolo Jehova egal Iisus. Și oamenii ăștia cu cap mare din lume, tot acolo au ajuns. Dar eu de la început am știut în Duhul meu asta. Am avut multe cu martorii din sat de unde locuiam. Și niciodată nu am putut să las după ei, pentru că n-au dreptate. Acum de o vreme au început să mai propovăduiască oarecum pe Iisus. Dar cred că ei sunt falși numai ca să prindă pe oameni, vorbesc de Iisus. Dar ei nu sunt creștini, ei nu cred în Iisus Mântuitorul. Și ei nu cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Credința lor e foarte eronată. Ei nici nu se numesc creștini și casele lor de adunare nu se numesc biserici, fiindcă ei nu sunt creștini. Dar cu toate acestea sunt atâți frați și surori care îmbrățișează ideile lor, care sunt foarte păgubitoare. Numele Domnului nostru e Iisus, sau Iosua, sau Jehova, și acesta e Iisus. Și atunci El e Domnul nostru. Dumnezeu l-a făcut pe El pentru noi, Domn și Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Deci Tatăl l-a trimis în lume ca pe unicul Lui Fiu, unicul, nu unul din mulți, singurul, unicul Lui Fiu, ca să împlinească voia Lui Dumnezeu. Și care era voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu era sfințirea noastră. Și noi nu putem să ajungem la sfințire, căci păcatele noastre erau asupra noastră. Și El a venit din ceruri și a luat păcatele omenirii întregi asupra sa. S-a făcut păcat pentru noi, zice Pavel în Coloseni. Și a luat asupra lui păcatele lumii întregi. Și astfel, păcatul care cere moarte, Dumnezeu i-a dat un trup de om, ca al meu și ca al matale, la care să-i fie sete, să-i fie foame, să aibă nevoie să se odihnească, să doarmă, să poată plânge la nevoie, să poată să se bucure, ca noi. Numai că sângele Lui nu era ca nostru. Noi avem sânge printr-un bărbat, printr-un tată. Dar în Evrei spune că sângele lui Iisus era un sânge veșnic. Mărească-i să numele. Și a avut atâta preț încât cu sângele Lui ne-a sfințit pe noi, pe pământeni, și chiar și lucrurile din cer cu sângele Lui veșnic. Fie preamărit numele. De aceea El trebuie lăudat. De aceea El trebuie preamărit.
De aceea el trebuie tot timpul în minte, în inimă, în vorbă să fie glorificat de către noi. În Psalmul 34, ce zice David? Voi lăuda pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. De ce? De ce oare? Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure în nenorocirea lor. Că David, din nenorocire, a făcut psalmul ăsta. Când plin de groaza morții înaintea împăratului filistenilor, el face pe nebunul. Era gata să fie omorât. Dar și atunci a făcut un psalm, măi. Tu poți să cânți când ai de un acaz. Sau tu te îngropi în amar. Plângi, te descurajezi, pui întrebări. Doamne, păi de ce așa? Măi, nu faceți așa. E atât de ușor să treci prin necaz cu Iisus. E atât de ușoară boala să treci prin ea cu Iisus. Cu Iisus în gura ta, în gândul tău, în inima ta. Toate le treci ca în zbor. Doamne Iisuse, ajută-ne! Psalmul acesta mai zice, versetul 2. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Păi, ce bunătate vrei mai mare ca asta? Am fost în Biserica Baptistă numărul 1 la Sibiu și era acolo un băiat care stătea așa între genunchi la mamă sa, că erau foarte gheși, înghesuiți acolo. Și cu o dioptrie așa e mereu pe ochi. Eram la amvon acei cu pastorul lor, Florin Căpățână. Și îl întreb pe Florin, mă, tu crezi în Duhul Sfânt? Cred, frate Hozan. Dar în minuni, crezi tu? N-am văzut, dar eu cred. Întreb biserica. Eu știu că nu e obicei în Biserică Baptistă să vorbești despre lucrările Duhului Sfânt. Măcar că toți predicați și credeți că este Duhul Sfânt. Da, puteți crede dacă aici, în sânul bisericii, acum, Domnul va vrea să facă o lucrare. Puteți crede? Câțiva din bătrâni au și ieșit afară. Că au crezut că ăstea penticostal, ce știu ce. Măi, băiate, hai încoace, mă. Eu? Tu, hai încoace. Vine repede, vine și mama sa după el. Ce-i baiul? Nu-i niciun bai. Tu poți crede că Iisus te poate vindeca de ochii tăi? Eu cred. Mă tale ca mamă, poți crede? Cred, frate Hozan. Frate păstor, poți crede? Eu cred. Hai cu mine. Pune și tu mânuțele aici.
I-am făcut ungerea, m-am rugat și am luat ochelarii de la ochi și l-am pus să citească versete mici de pe păreți. Era o Biblie numai așa, mică, mică, cu scris mic în ea, Biblie de buzunar la femeie, așa. O deschid și îi dau să citească. Și citește o pagină întreagă. I-am dat ochelarii la mamă sa, mai mult să nu-i mai porți. Și l-am întâlnit anul trecut, mult mai înalt ca mine. Și ceva din ăștia cu civicultură au învățat. Niciodată n-am mai purtat ochelarii. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, noi suntem chemați ca prin noi să se vadă extensia mâinii Mântuitorului, care mântuie pe oameni din boli, din nevoi, din depresii grozave, alungă duhuri necurate și face minuni, că-i Dumnezeu minunilor. Nu așa-L numește Isaia. Îl vor numi, cum? Minunat! Și apoi și sfeșnic, care adică învață. Nu? Dar și părintele veșniciilor. Prin el s-au făcut zilele, lunile, anii, sutele de ani, miile de ani, veșniciile pe care nu le cunoaște nimeni și au fost și veșniciile care vin, spre care ne îndreptăm și pe care la fel încă nu le cunosc oamenii, dar ele vin. Doamne Iisus, ajută-ne să sosim acolo. Lăudați pe Domnul căci este bun, cântați numele Lui căci este binevoitor. Ce frumos e să cântăm! Și eu chiar vreau să cânt o cântare, cred că nu vă supără. Că dacă vă supără, atunci vă oblig să o cântați cu mine. Hai, mai ești ăștia, unde sunt? Au dispărut de aici. Hai repede aici lângă mine. Și ăia de acolo să o caute, că este. Veniți cu drag la cortul întâlnirii. Caută să o pună, să o cânte toată adunarea, că tare e frumoasă. Odată murmură așa melodia s-o fost prinde. Veniți cu drag la cortul întâlnirii, veniți lăsați-a voastre mari pope, aici cel cu lume să coboară, aici să face farmașii. Cam așa. N-ai găsit-o, frate scump? Pune-o acolo sus. Veniți cu drag la cortul întâlnirii, veniți cărătoare mari poveri, aici e locul unde se coboară, aici se poate să dea mângâie. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har, de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l recorește călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit.
veniți acei săraci din lumea toată, să vă îmbogățească Dumnezeu, căci mântuirea-i darul fără plată. Iisus muri pe cruce în chinul greu, de sub pragul casei tale curge un izvor plin de har, de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l răcorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Veniți aici, voi cei loviți de patim, legați cu lanțuri grele de nespus. Veniți aici, în cortul întâlnirii, să vă elibereze chiar Iisus. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har, de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l recorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii fericit. Veniți cu drag, voi călători din lume, aici există poarta către cer. De-aici pornește drumul către Iisus, vă cheamă azi Iisus Emanuel. De sub pragul casei tale curge un izvor plin de har, de îndurare tămăduitor. Sufletul ți-l recorește, călător trudit, vino bea din apa vieții să fii mântuit. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ce minunat îi și cuvintele cântărilor, și cuvântul scris, și cuvântul prorociilor, toate sunt de la Dumnezeu și pentru înviorarea noastră și pentru întărirea noastră, căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. M-am gândit acum și la Exod. Aici, în cartea Exodului, la capitolul 15, cântarea lui Moise, că a zis dincolo omului Dumnezeu, el face tot ce vrea în ceruri și în mări. Și auzi cum cântă Moise, 15 cu versetul 2 de la Exod. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Și apoi să vedeți de unde L-a scăpat. Versetul 8.
la suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat alazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. El face tot ce vrea, vezi, pe pământ, în ceruri și în adâncuri, în mări. Face tot ce vrea. Cineva a văzut un film cu trecerea Mării Roșii, dar filmul nu explica exact cum au stat apele alea așa, cum au stat așa. Auzi cum cântă Moise. Ne este scris că un vânt a suflat dinspre pustie toată noaptea. Ori în pustie, pe ușor, coboară până la 50 de grade minus, cât e într-o noapte. Ziua, invers, până la 50 căldură. De aceea macină pietrele și nu crește nimic. Dar la porunca lui Dumnezeu a putut să sufle vântul dinspre pustie și la minus 60 sau și mai mult. Și dacă a fost canalizat și a lovit apele, ai auzit cum cântă Moise? A închegat valurile în mijlocul mării. Apa lovită de frigul grozav s-a făcut toată iniei, gheață și vântul suflând am pus-o, cum zice în cântare Moise, ca un zid. Și apoi suflând, au uscat și pietrele de pe fundul mării. Și ei au trecut ca pe uscat. Mare-i Dumnezeu! Dar dacă apele nu erau înghețate, închegate, atunci când dădea apele peste oștirea lui Faraon, toată bine ieșe deasupra apii. Dar când Moise a dat cu toiagul, apele și dintr-o parte și din alta au dărâmat zidurile alea de gheață peste ei și i-a ținut în fundul mării, până când n-a rămas unul cu viață. Ce minunății face Dumnezeu! El face tot ce vrea. Dacă te uiți și poți să pui acolo, de exemplu, cum se întâlnesc cele două oceane mari, Atlantic cu Pacificul, apoi te ului, vine Atlanticul până aici cu apa lui mai închisă la culoare, mai tulbure. Și aici apare că ai tras cu ața. Ar putea pune acolo, frață, ăia, să vedeți. Și vine oceanul ăsta la alt Pacific cu o apă albastră, albastră, frumoasă, până aici. Și nu se amestecă. Apa asta nu intră în aia și apa aia nu intră în asta. Peștii obișnuiți în apa asta nu le place aici și la ăștia obișnuiți cu aia nu le place acolo. Așa că stau ca și cum ar fi gard în fața miliardelor de miliarde de tone pe care le bate valurile, dar nu le amestecă. El face tot ce vrea în ceruri, pe pământ
și în adâncuri, în mări. El face tot ce vrea. E o mare lucrare. Numai te gândi la ce face Dumnezeul nostru, mărească-i să numele Lui. Cu un astfel de Dumnezeu avem noi de a face. Cu un astfel de Dumnezeu care nu te poți ascunde de El, zice Psalmul 139, păi dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Și dacă mă voi coborî în adânc, iată-te și acolo. Și dacă îi zice întunericul Lui, mă va acoperi. Păi, întunericul nu e întunecos pentru tine, e întunecos pentru mine ca om, dar nu pentru Dumnezeu. Întunericul în fața lui Dumnezeu strălucește ca ziua în amiaza mare. De aceea lui place să se acopere cu întuneric. Ochii noștri nu pot vedea, mintea noastră nu poate gândi, de aceea Dumnezeu Tatăl, pentru că El e de neatins, nu poate fi priceput de noi, de oameni. Nu poți să-L vezi, dar a trimis pe unicul Lui Fiu și El este descoperirea Lui Dumnezeu în omenire. Mărească-i să numele. Îmi vine în gând de când eram în Sebeșel, terminam biserica duminica și apoi anunțam că merem pe Șermag, copiii care vor să vină. Păi venea copiii bisericii, dar păi venea și copiii rezi până sata, păi mai venea și câte o babă. Să văd ce le tot spune Hozan la copii. Păi eu îi învățam, mă, uite-te, vezi tu, asta e viorea de câmp, de iarbă. I se mai zice și ciocănășel, că e așa ca ciocanul făcut. Apoi meream la pădure, asta e viorea de pădure, frunză mare, groasă, rotundă, și e mare cu petale, cam în patru petale, albastră de numă. Apoi la ăsta zicem ciocănășel, la ăla zicem clopoțel, la ăla zicem breabă, la ăla îi învățam. Lemnul ăsta e carpen, ăsta e fag, ăsta e gorun, ăsta e stejar, ăsta e căț și așa. Pasărea aia, auzi cum cântă, ăla-i cucu, mă, aia-i pupăza, aia-i mierla, aia-i mierla galbenă, aia cu tare, învățam. Dar ce mai învățam printre toate? Lucrările lui Dumnezeu. Am întâlnit un mușuroi mare de furnici. Nu, copii, înconjurați mușuroiul și uitați-vă aici, uite ce harnice furnicile astea. Și nu le comandă nimeni, mă, dar uite ce harnice. Dar ce fac? Ce fac? Mă, lucră. Uite-te, ai aduce un sac, mai mare ca e. Uite, ai aduce hrană. Uite, ai cum rupe iarbă și lungește, face drum să poată circula. Uite, ai să bagă în mușuroi, aia iese din mușuroi, vezi? Dar ce fac? Mă, numai dacă te faci furnică și te bagi în mușuroi, atunci ai ști ce fac ele. Ele vorbesc între ele, ele știe lucru, dar noi deja bă ne uităm acolo. Așa, de la mare înălțime,
Dumnezeu a făcut omul, l-a pus la treabă, dar ca să știe exact ce se întâmplă cu omul făcut de el, l-a trimis pe Iisus în carne, oasă și piele de om, ca să aibă nevoie de tot ce are nevoie omul și să fie ispitit în toate formele, ca noi, numai fără de păcat. Pe noi ne învinge ispita, dar pe el nu l-a învins nicio ispită. El s-a dus plin de Duhul Sfânt în pustie și a venit plin de Duhul Sfânt din pustie și Satan a plecat de la el pentru o vreme. Apoi după aia iară l-a ispitit, ca pe orice om. Dar el l-a biruit, glorie Domnului Iisus. El a biruit lumea, a biruit păcatul, a biruit infernul și a biruit moartea. Și s-a dus, cum zice prorocul Isaia, mă voi duce să-i răscumpăr din mâna morții. Și s-a dus și a propovăduit și celor din închisoarea morții. Și unii care au crezut, ne scrie Evanghelia lui Matei 19, parcă cu 56 pe acolo, că multe trupuri ale sfinților au înviat după învierea lui Iisus și s-au arătat în Sfânta Cetate, ca Iisus să fie pârga celor adormiți, zice Pavel, adică cel din tâi înviat dintre morți. Au fost mulți care au înviat și de la Iisus încoace și în zilele noastre. Și eu am avut ocazia să mă rog pentru o soră, Irina Duvlea, moartă, și Domnul a înviat-o. Când și-a deschis ochii, a spus primele cuvinte: vă mulțumim că m-ați readus la viață. Dar cu toate acestea, ăștia toți mor. Nemuritor s-a sculat unul, biruitorul morții, Iisus. El a fost mort, a înviat și e viu în vecii vecilor. Glorie Lui, ca să fie cel din tâi dintre mai mulți frați. Dar toți câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat, și toți ăștia sunt frați cu Iisus. Dar El e cel din tâi dintre mai mulți frați, care a biruit moartea și care a ieșit învingător, mărească-i să numele. El stă la dreapta măririi și așteaptă un glas de la Tatăl să răsune, și atunci când Tatăl îi spune, gata, s-a terminat, du-te și ia-ți mireasa de pe pământ, atunci El vine la noi și îl vom vedea. De vom fi vii, vom fi transformați. De vom fi morți, vom învia. Și toți împreună îl vom întâmpina în văzduh. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Amin.